Toma Pricop privea neajutorat la cerul plumburiu deasupra oroșelului Singureni, loc în care timpul părea să fi uitat să mai curgă. Aici, între munții umbroși și împânziți de ceață, găsise refugiul de care avea nevoie după pierderea tragică a fiicei sale, Lily. Durerea îl împovora ca o lespede de piatră, iar fiecare gând îl trăgea și mai adânc în abisul suferinței. Casele vechi cu acoperișuri din artezie se aliniau de-a lungul străzilor înguste și pietruite, dând senzația unui loc încremenit în timp. Oamenii cu privire adâncite și umbre în ochi treceau pe lângă el ca niște fantome, șoptindu-și misterele doar între ei. Din când în când, câte un sunet stins, poate un oftat sau un scâncet de copil, se ridica în aerul umed, dar dispărea imediat, înghițit de liniștea apăsătoare. La marginea orașului, un lac întins și înfricoșător reflecta lumina palidă a unei luni ascunse parțial de nori. Aici Toma își petrecea orele, adesea nopțile, încercând să simtă prezența fiicei sale, să-i audă vocea printre susurul apei și foșnetul vântului. Se spunea că la fiecare lună plină, un turn de clopotniță se ridica din adâncurile lacului, o relicvă a unor timpuri de mult uitate. Localnicii evitau subiectul, dar uneori, când Toma îi prindea nepregătiți, vorbeau în șoaptă despre clopotniță. Unii susțineau că era bântuită, un loc în care spiritele celor pierduți se adunau pentru a-și spune poveștile. Alții vorbeau despre sunete stranii, ecourile nimicului, care reverberau în noapte, aducând cu ele ecouri ale celor înnecați. Toma, în dorința sa nebună de a se conecta cu spiritul lui Lily, era atras de acest mister ca de magnet. Într-o noapte, stând pe malul cețos al lacului, privea întinderile întunecate și nesfârșite ale apei. O rafală de vânt îi șuieră în urechi, aducând cu sine o șoaptă pierdută, aproape neauzită, dar care îi făcu inima să tresară. Se ridică încet ochii lui fixându-se pe suprafața neliniștită a lacului. Acolo, printre valurile care păreau să danseze într-un ritm propriu, ceva începea să se contureze. O formă înaltă întunecată care ieșea din adâncuri, luând treptat forma unui turn, clopotnița. Silueta ei gotică, cu muchii ascuțite și contururi fantomatice, se înălța încet din apă, ca un colos trezit din somn. Inima lui Toma bătea cu putere, fiecare puls răsunând în întuneric. În tăcerea nopții, ecourile clopotniței începeau să se audă, sunete vagi, ca niște voci îndepărtate șuierate prin perdeaua de apă. Toma se apropie, pașii lui lăsând urme adânci în oroiul de pe mal. Cu fiecare pas, șoaptele deveneau mai clare, un amestec de disperare și chemare. Printre ele, ca un fir de argint în mijlocul unei țesături întunecate, credea că aude vocea lui Lily. Disperarea și dorința de a o găsi îl împingeau înainte, se opri fix la marginea apei, privind fix clopotnița. Lily, șopti el, dar cuvântul se pierdu în ecourile nopții. Se aplecă și cu o hotărâre născută din suferință păși în apă, simțind fricul pătrunzător urcându-i pe picioare. Fiecare val îi aducea în fața ochilor siluete misterioase, figuri abia conturate, fantome ale celor pierduți. Ecourile deveneau mai puternice, mai clare, iar Toma își continuă drumul, ignorând frigul și teama. În acel moment, simți căldura unei prezenții familiare, o siluetă se formă în fața lui, o apariție delicată, cu ochii plini de tristețe, Lily. Toma întinse mâna, dar când încercă să o atingă, vocea lui se transformă într-un ecou slab, ca un strigăt pierdut în timp. Tată, auzi el printre ecourile nopții, dar nu reuși să înțeleagă mai mult. Lily era acolo, dar totodată nu era, prinsă între două lumi, iar Toma simțea că timpul îi se scurge printre degete. El rămăsese pe malul lacului până în zori, pierdut în gânduri și întrebări fără răspuns. Clopotnița se scufundase din nou în adâncuri, lăsând în urmă o liniște apăsătoare și un gol în sufletul lui. Avea nevoie de răspunsuri, știa că misterul care înconjura lacul și clopotnița era cheia pentru a înțelege legătura dintre el și spiritul lui Lily. În zilele ce au urmat, Toma încerca să afle mai multe despre clopotniță de la localnici. Întrebările lui stârneau de obicei doar priviri pierzișe și murmure nervoase. Părea că nimeni nu voia să vorbească deschis despre acel loc blestemat. Însă, într-o după-amiază mohorâtă, întâlni un bătrân pe nume Ezra, un om despre care se spunea că știe mai multe decât arăta. Ezra locuia într-o casă mică și drăpânată de la marginea orașului. Toma îl găsi stând pe verandă, privind absent spre linia pădurii. Bună ziua! Salută Toma cu o voce tremurată. Sunt Toma Pricop. Am auzit că știți câte ceva despre clopotnița din lac. Bătrânul îl privi cu ochii adânci și obosiți, apoi făcu un semn din cap, invitându-l să se așeze. Clopotnița, da, clopotnița,
murmură Ezra. Puțin mai vorbesc despre ea, e un subiect pe care mulți preferă să-l uite. Tomaș încordă umerii și începu să povestească despre Lily, despre pierderea ei și despre chemarea pe care o simțea de la clopotniță. Ezra ascultă în tăcere, nodurile mâinilor sale strângând și desfăcând marginea scaunului. Lily, ce nume frumos, spuse el într-un final. Sunt multe legende despre cloponiță, unele adevărate, altele născocite, dar toate au un sâmbure de adevăr. Ezra se aplecă înainte, vocea lui coborând într-o șoaptă conspirativă. Se spune că de mult acolo era o biserică. O biserică care sluja nu doar oamenilor, ci unor forțe dincolo de înțelegerea noastră. Într-o noapte, biserica și turnul ei de clopotniță au fost înghițite de ape, ca și cum lacul ar fi vrut să le ascundă de ochii lumii. Unii cred că e un loc de legătură între lumea celor vii și cea a morților. Și vocile? Ecourile nimicului? Întrebă Toma, simțind cum îi crește speranța. Vocile, da, acestea sunt vocile celor pierduți, răspunse Ezra. Fiecare lună plină, când clopotnița se ridică, sunetele acelea revin. Bătrânii spun că sunt vocile celor necați, ale celor prinși între lumi, chemându-i pe cei vii să li se alăture. Și unii o fac. Se apropie, sunt atrași, ca molile de flacără. Toma simți un fior rece pe șira spinării. Și ce pot face? Cum pot elibera sufletul lui Lily? Ezra oftă, privindu-l cu milă. Nu știu, băiete, am auzit de unii care au încercat să comunice cu cei pierduți, dar ecourile au un preț. Ele cer ceva în schimbul comunicării, ceva ce nu poate fi întors înapoi. Toma înțelesese riscul, dar durerea pierderii lui Lily era prea mare pentru a se opri acum. Sunt dispus să plătesc orice preț, spuse el hotărât. Trebuie să o aduc înapoi. Ezra îl privi lung, ca și cum ar fi cântărit cuvintele. Dacă asta dorești cu adevărat, atunci trebuie să fii pregătit. Ecourile nu sunt blânde și nu iartă. În noaptea următoarei luni pline, întoarce-te la lac, dar să știi că nu e cale de întoarcere. Toma își întări hotărârea, mulțumind bătrânului pentru sfaturile sale. Înainte de a pleca, Ezra îi întinse un talisman vechi, cu un simbol necunoscut pentru protecție, spuse el simplu. Poate nu va fi suficient, dar măcar vei avea o șansă. Cu talismanul strâns în mână, Toma plecă hotărât să înfrunte ceea ce l-aștepta la clopotniță. Ecourile nimicului aveau să-i dezvăluie adevărul. Dar prețul pentru aceste cunoștințe era mai mare decât și-ar fi putut imagina. Noaptea lunii pline se așternu peste Singuren cu o tăcere sinistră, ca și cum orașul ar fi știut ce avea să se întâmple. Toma, pregătit să înfrunte necunoscutul, își strânse pardesiul în jurul trupului și porni pe drumul ce șerpuia spre lac. Întunericul părea mai dens decât de obicei, fiecare umbră părând să ascundă secrete stranii și nevăzute. Ajuns pe malul cețos, Toma se opri pentru o clipă privind suprafața liniștită a apei. Talismanele lui Ezra atârnau greu de gâtul lui, dar îi ofereau un sentiment fragil de protecție. Aerul era rece și umed, iar sunetele nopții se stompau treptat, lăsând loc unei liniști apăsătoare. Începu să se audă un murmur slab, un zumzet aproape imperceptibil, care părea să vină din adâncurile lacului. Tomaș fixă privirea pe apă, ochii lui căutând silueta clopotniței. Tomaș fixă privirea pe apă, ochii lui căutând silueta clopotniței. Valuri ușoare se izbeau de mal, iar în mijlocul lacului începea să se formeze o mișcare, ca și cum o forță invizibilă ar fi agitat apele. Cu inima bătând nebunește, Toma a văzut cum turnul clopotniței se ridică încet din abis, înconjurat de o strălucire fantomatică. Silueta sa gotică și întunecată, cu muchii ascuțite și contururi difuze, părea să sfideze realitatea. Un sunet metalic răsună în noapte, un dangăt surd ca o chemare din altă lume. Toma se apropie de apă, simțind frigul pătrunzător cum îi urca pe picioare. Fiecare pas pe malul noroios îi părea o eternitate, dar hotărârea îl împingea înainte. Ajuns la marginea lacului, se opri pentru o clipă, respirând adânc aerul rece și umed. Dinspre clopotniță, sunetele deveneau mai clare, ca niște șoapte amestecate cu ecouri. Printre aceste voci stranii, Toma credea că o aude pe Lily chemându-l. Tată! Șuiera vântul printre trestii, iar el simți cum îi tremură inima.
Cu o hotărâre de nezdruncinat pășii în apă, simțind frigul învăluindu-i trupul, pe măsură ce înainta șoaptele deveneau din ce în ce mai puternice, iar în fața ochilor săi apăreau tot felul de siluete misterioase, figuri neclare, contururi scoase din eter, toate părând să-l privească cu ochi goi și triști. Lângă clopotniță, ecourile se transformară în strigăte și suspine, Tomaș acoperi urechile, dar sunetele pătrundeau adânc în mintea sa, fiecare notă de disperare lovindu-l cu forța unui val. În mijlocul acestui haos sonor, o siluetă familiară se contura treptat. Lily înaintă tremurând spre ea, apa rece ajungându-i până la brâu. Chipul ei palid și trist părea să plutească deasupra apei. Toma întinse mâna, dar vocea lui se pierdu în ecouri. Lily! Strigă el disperat, dar cuvintele se transformau în șoapte slab auzite. Silueta ei răspunse cu aceeași disperare, ecourile vocilor lor amestecându-se într-un cor al suferinței. Lily, sunt aici! Șopti Toma, dar fiecare cuvânt rostit de el părea să se întoarcă amplificat ca un ecou distant. În acel moment simți căldura prezenței ei, dar și frigul dureros al adevărului. Tinse din nou mâna, iar Lily păru să-l recunoască. Privirile lor se întâlniră, iar pentru o clipă timpul părea să se oprească. Lily, trebuie să te ajut să scapi, spuse el, dar cuvintele se risipă în aerul rece. Ecourile deveneau din ce în ce mai puternice, ca și cum lacul însuși ar fi încercat să-l împiedice. Într-un act de disperare, Toma înainta și mai mult, simțind o greutate pe pieptul lui. Te rog, spune-mi ce să fac! Lily răspunse prin ecouri, vocea ei pierdută și îndepărtată. Sunt prins aici, tată, te rog, ajută-mă! Fiecare cuvânt era un pumnal în inima lui Toma, dar nu putea să renunțe. Cum pot să te eliberez? Întrebă el, dar răspunsul ei se pierdu în șoaptele nopții. Cu fiecare pas simțea cum vitalitatea ei se scurgea, ca și cum lacul însuși îi fura puterea. Privirea ei devenea încețoșată, iar siluetele din apă păreau să prindă viață, înconjurându-l. Începu să simtă o presiune insuportabilă, dar disperarea de a-și salva fiica era mai puternică decât durerea. În acel moment, un val puternic îl izbi, iar Toma simți cum își pierde echilibrul. Căzu în apă, iar întunericul îl înghiți complet. Ecourile deveneau tot mai asurzitoare, iar ultimele imagini pe care le văzu erau chipul lui Lily și contururile clopotniței dispărând treptat în adâncuri. Când reuși să iasă la suprafață, clopotnița se retrăgea din nou în abis, lăsând în urmă doar o liniște sinistră. Toma, epuizat și disperat, se târâ pe malul înnoroiat, privindu-și mâinile tremurânde. În aerul rece al nopții, ecourile vocilor celor pierduți rămâneau ca o amintire dureroasă a luptei sale inutile. Acolo, pe malul lacului, Toma înțelesese că următorul pas avea să fie cel mai dificil. Lily era prinsă între lumi, iar el trebuia să găsească o cale să o elibereze, indiferent de prețul pe care avea să-l plătească. În tăcerea nopții, hotărârea lui deveni tot mai clară, pregătindu-se pentru lupta finală cu forțele necunoscute care țineau fiica captivă. Imaginea clopotniței și chipul fantomatic al lui Lily îi bântuiau gândurile, transformându-i nopțile într-un calvar nesfârșit. Durerea și dorul de fiica sa îl consumau, dar hotărârea lui rămânea neclintită. Se pregăti pentru următoarea lună plină, adunându-și forțele și alimentându-se cu speranța că o va putea elibera pe Lily. Ezra îl primise de mai multe ori în casa sa mică, unde îi povestea despre legendele și blestemele clopotniței. Fiecare discuție cu bătrânul îl apropia tot mai mult de adevărul înfricoșător care învăluia lacul. Cu o noapte înainte de luna plină, Toma se îndreptă din nou spre casa lui Ezra, hotărât să afle tot ce se mai putea despre clopotniță și prețul pe care urma să-l plătească. Bătrânul îl întâmpină cu o privire gravă, semn că știa deja motivul vizitei. Ezra, trebuie să știu mai multe despre prețul ecourilor. Lily mi-a spus că este prinsă în clopotniță și că trebuie să o eliberez. Ce înseamnă asta pentru mine? Întrebă Toma, vocea lui tremurând de disperare. Ezra miji ochii și oftă adânc. Toma, ți-am spus deja că ecourile au un preț, ele se hrănesc cu energia vitală a celor care le cheamă. Dacă vrei să-ți salvezi fica, trebuie să fii pregătit să-ți sacrifici propria viață. Toma simți cum un fior rece îi străbate și raspinării. Nu-mi pasă de mine, Ezra. Vreau doar să o văd liberă, să nu mai fie prinsă în acea lume întunecată. Ezra își plecă fruntea, contemplând cuvintele lui Toma. Există un ritual vechi, o cale prin care poți comunica direct cu sufletul lui Lily, dar să știi că odată ce începi nu există cale de întoarcere. Ecourile te vor trage în abis și nu te vor lăsa să pleci fără prețul cerut. Toma își strânse pumnii.
determinarea sa crescând cu fiecare cuvânt al bătrânului. Spune-mi ce trebuie să fac, Ezra, sunt pregătit! Bătrânul își ridică privirea și începu să explice ritualul. În noaptea lunii pline vei merge la lac și vei aștepta ca clopotnița să se ridice din apă. Când auzi primul dangăt al clopotului, vei începe să-ți rostești dorința cu voce tare, chemând-o pe Lily. Trebuie să te concentrezi pe amintirile tale cu ea, pe iubirea ta necondiționată și să nu lași frica să te copleșească. Toma asculta atent, fiecare cuvânt al lui Ezra fiind gravat în mintea sa. Și apoi, ce se întâmplă după ce o chem? Ezra își lăsă capul în jos, privirea sa devenind sumbră. Ecourile vor răspunde chemării tale, îți vor lua energia vitală și o vor folosi pentru a deschide o poartă temporară între lumea noastră și cea a clopotniței. În acel moment, Lily ar putea să se apropie de tine și să comunice, dar fiecare secundă petrecută acolo îți va scurta viața. Trebuie să fii pregătit să plătești prețul final. Toma simți cum un nod se formează în gât, dar își păstră hotărârea. Voi face tot ce este necesar, Ezra. Nu pot trăi fără să încerc să o salvez. Bătrânul îl privi cu compasiune și respect. Fie, Toma, să știi că ai curajul unui erou, dar și povara unui sacrificiu suprem. Mâine noapte vei afla adevărul final. Fii pregătit. Toma părăsi casa lui Ezra cu inima grea, dar și cu o hotărâre de neclintit. În noaptea următoare se îndreptă din nou spre lac, simțind cum fiecare pas îl apropie de momentul decisiv. Cerul era limpede, iar luna plină strălucea cu o lumină rece și misterioasă. Ajuns pe mal, privi cum clopotnița începe să se ridice din apă, strălucind în lumina fantomatică a lunii. Dangătul clopotului răsună în noapte, aducând cu sine un cor de șoapte și ecouri. Toma își strânse talismanul și începu să rostească cuvintele ritualului. Lily, te chem! Sunt aici, tatăl tău, Toma! Vin să te eliberez! Ecourile îi răspunseră, amplificându-i vocea și răspândind-o în toate direcțiile. Apa a început să se agite, iar siluetele misterioase se adunară în jurul lui. Toma înainta în apă, simțind cum frigul îi pătrunde până în oase. În mijlocul haosului sonor, silueta familiară a lui Lily a apărut din nou. Tată, ajută-mă! Șopti ea, vocea ei fiind un ecou dureros. Toma simți cum energia îi se scurge din trup, dar nu se opri. Sunt aici, Lily! Te voi elibera, promit. Lily îl privi cu ochii plini de durere. Prețul este viața ta, tată. Nu pot fi eliberată fără să te pierd pe tine. Toma înțelesese în sfârșit adevărul terifiant. Clopotnița nu era doar o poartă către lumea celor morți, ci și o capcană nemiloasă. Pentru a salva fica, trebuia să-și sacrifice propria viață. În acel moment de claritate dureroasă, Toma acceptă destinul său. Te iubesc, Lily. Mereu te-am iubit, șopti el cu ultimele sale forțe. În acel moment simți cum întunericul învăluie complet, iar lumina clopotniței deveni orbitoare, ecourile se transformară în strigăte asurzitoare, iar Toma simți cum viața îi părăsește trupul. Totul deveni negru, iar Toma dispăru în adâncurile lacului. Ezra, privindu-l de la distanță, știa că Toma plătise prețul suprem. Clopotnița se scufundă din nou, lăsând lacul în liniște. Orașul Singureni pierduse un alt suflet, iar legendele despre clopotnița blestemată și entitatea care sălășluia în ea aveau să continue și să bântuie generațiile viitoare. Stația de cercetare Vostok, adânc în inima Antarcticii, se înalță ca o fortăreață de gheață și oțel, o enclavă de știință în mijlocul unui peisaj ostil și necruțător. Dr. Ania Petrova, conducătoarea echipei de cercetare de elită, împreună cu colegii ei, se confruntau zilnic cu frigul aspru și cu tăcerea apăsătoare a pustietății albe. Misiunea lor, deși nobilă, s-a transformat într-un coșmar din care părea să nu existe scăpare. Erau săptămâni de când forau adânc în gheață, în căutarea unor dovezi cruciale ale schimbărilor climatice din trecut. Zilele se transformaseră în săptămâni, marcate de zgomotul constant al echipamentului de foraj și de vânturile care băteau fără milă pereții stației. Într-o dimineață cenușie și tăcută, după o perioadă îndelungată de eforturi, echipa a atins adâncimi nemai întâlnite până atunci. Într-o eprubetă de gheață, au observat un strat ciudat, o nuanță subtilă de altă culoare, abia perceptibilă. Ce avem aici? A întrebat Dr. Petrova.
ochii ei analizând îndeaproape eprubeta ținută de tehnicianul principal Gregor. Gregor a ridicat eprubeta în lumina rece a laboratorului, privind cu curiozitatea textura ciudată a gheții. Pare a fi ceva capturat în interiorul ei, a spus el, tonul său de obicei calm începând să se transforme într-o notă de îngrijorare. În ciuda tuturor precauțiilor, curiozitatea științifică a învins prudența. Echipa a decis să extragă ceea ce părea a fi un organism necunoscut. Deși o undă de neliniște pândește în inimile lor, lumina fluorescentă arunca reflexii ciudate pe echipamentele lor sterile, în timp ce Gregor lucra meticulos. La microscop, structura virusului părea să fie dintr-o epocă preistorică, ceva atât de străvechi încât părea imposibil de crezut că ar putea fi viabil. Primele semne că ceva nu era în regulă au început să se manifeste treptat. Dr. Petrova a simțit cum capul începea să o doară din ce în ce mai intens, ceva ce inițial a trecut cu vederea într-o încercare de a nu îngrijora și mai mult echipa, dar simptomele au devenit din ce în ce mai clare și mai deranjante. Halucinațiile au început să-i bântuie pe cercetători. Umbre fugare în colțurile vederii, sunete șoptite în nopțile aparent fără sfârșit ale Antarcticii. Dimitri, tehnicianul timid, a fost primul care a cedat în fața fricilor sale crescânde. Într-o noapte s-a trezit din somnul său superficial, înconjurat de păienjene enormi care se mișcau agale pe pereți. S-a trezit țipând, dar când a aprins lumina, n-a găsit nicio urmă a creaturilor, a crezut că a fost doar un coșmar, dar senzația de neliniște și frică nu l-a părăsit. În curând, toți membrii echipei au început să prezinte simptome similare. Irina, șefa logisticii, a descris un frig care pătrundea adânc în oasele ei, indiferent de cât de multe straturi de haine purta. Nu era doar un frig fizic, ci o prezență stranie și înspăimântătoare care îi bântuia fiecare mișcare. Transformarea fizică și mentală a devenit tot mai evidentă. Comportamentele membrilor echipei s-au transformat în mod dramatic. Tensiunile au crescut, certurile au izbucnit din nimicuri aparente, halucinațiile s-au intensificat, iar liniile dintre realitate și fantezie au început să devină tot mai neclare. Într-o seară înstelată, când vântul a urlat în jurul stației, Dr. Petrova a convocat o ședință de urgență. Lumina rece a laboratorului părea că pâlpâie nervos, aruncând umbre ciudate pe pereții albi și reci. Ceva nu este în regulă, a început ea, vocea sa fermă trădând o undă de îngrijorare palpabilă. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă și să găsim o soluție. Dar în ciuda eforturilor lor disperate de a înțelege pericolul pe care îl reprezenta virusul străvechi, era deja prea târziu. Infecția se răspândea rapid printre ei, dezgropând cele mai întunecate coșmaruri și amenințând să transforme întreaga expediție într-un coșmar viu. Fiecare membru al echipei începea să fie consumat de transformarea lor. Cei care nu fuseseră încă afectați de virus deveneau tot mai paranoici, temându-se de fiecare sunet, de fiecare umbră. Stația de cercetare, odată un loc de progres științific și de speranță, se transformase acum într-o închisoare rece și pustie. Ușile se închideau greu și cu zgomot, sunetele rezonând în coridoarele goale. Eforturile lor de a comunica cu exteriorul erau zadarnice. Echipamentele de comunicații păreau să fie afectate de aceeași boală care devora treptat echipa. Dr. Petrova a încercat cu disperare să păstreze ordinea și să găsească o cale de a înțelege și de a înfrunta virusul. În fiecare zi, petrecea ore în laborator analizând mostrele de sânge și țesut ale colegilor săi. Fiecare descoperire era mai înspăimântătoare decât precedenta, arătând o transformare rapidă și irreversibilă a corpului și a minții. Într-o seară, când frigul devenea de nesuportat, un sunet terifiant a răsunat prin stație, un urlet gutural inuman izvorât din laborator. Dr. Petrova a alergat înspăimântată să vadă ce se întâmplă, găsindu-l pe Gregor complet transformat. Pielea sa era albă ca gheața, iar ochii săi erau adânc înfipți în orbite, iar gura îi era deschisă într-un rictus de groază. Gregor! A strigat ea, dar în acel moment nu mai era deloc Gregor. Fără să ezite, el s-a repezit asupra ei, ghearele sale ascuțite zgârind pereți într-o furie oarbă. Într-un ultim efort disperat, Dr. Petrov a reușit să-l împingă în laborator și să închidă ușa grea, dar nu înainte ca ghearele sale să-i lase o rană adâncă pe braț. Soarele începu să-i curgă, iar durerea era de nesuportat. În următoarele zile, transformarea completă a echipei a devenit inevitabilă. Cei care nu cedaseră încă virusului se confruntau acum cu propriile lor coșmaruri, vedeau în fiecare umbră o amenințare potențială. Stația de cercetare, odată un simbol al progresului uman, era acum un câmp de luptă între rațiune și nebunie. Frigul pătrundea acum adânc în oase. Stația de cercetare Vostok, altădată un sanctuar, era acum un labirint de oțel și gheață. Doctor Ania Petrova rămase singură, prinsă într-un întuneric înspăimântător.
Fiecare sunet părea să aibă un ecou sinistru, fiecare umbră părea să ascundă o amenințare mortală. Echipa sa, odată unită într-un scop comun, se dezintegrase complet. Gregor, Irina și Dimitri, toți fuseseră transformați de virus în creaturi monstruoase. Halucinațiile lor devin realitate sub forma unor figuri de coșmar, o reflectare a celor mai întunecate părți ale minții lor. Stația de cercetare devenise un câmp de luptă, un loc de groază și disperare. Dr. Petrova, singura care părea să reziste infecției, se plimba printre coridoarele pustii ale stației, încercând să găsească un refugiu sigur. Fiecare pas era însoțit de zgomotul înfiorător al ghearelor zgârind oțelul, fiecare respirație părea să fie înghețată în aerul rarefiat. În laboratorul distrus s-a găsit doar urme de sânge și fragmente de echipamente sparte. Oglinzile erau crăpate, ca și cum ar fi încercat să ascundă adevărul terifiant. Într-un colț întunecat, a auzit un sunet slab. Era Irina, sau ceea ce mai rămăsese din ea, ghemuită în umbră. Ochii ei, cândva luminoși, erau acum adânc înfipți în orbitele ei palide. Ajută-mă! A murmurat ea, dar vocea ei era de nerecunoscut. Dr. Petrova știa că nu mai putea face nimic pentru ea. Cu inima grea a continuat să se îndepărteze. Fiecare colț al stației era acum un pericol. Fiecare umbră putea ascunde o creatură transformată. Într-un moment de liniște sinistră, s-a auzit un țipăt gutural, un sunet care i-a înghețat sângele în vene. Era Gregor. Dar acum nu mai era nimic uman la el. Fărcile sale se deschideau și se închideau într-un ritm frenetic, ghearele sale zgârind pereți în timp ce se apropia amenințător. Ania a fugit, căutând cu disperare un loc sigur. A ajuns în camera de control sperând să găsească o modalitate de a contacta lumea exterioară, dar echipamentele de comunicație erau moarte, cablurile tăiate, panourile sparte. Întunericul era impenetrabil, iar vântul bătea puternic în exterior. Ultima ei șansă a fost să distrugă stația și odată cu ea virusul. A început să pregătească sistemul de autodistrugere, degetele ei tremurând de frig și frică. Fiecare secundă părea o veșnicie, un zgomot, o amenințare care se apropia. În timp ce lucra, a auzit zgomotul de gheare zgârind metalul tot mai aproape. Știa că timpul îi era limitat. Cu o hotărâre disperată a activat secvența de distrugere și a început să se îndepărteze, sperând să găsească o cale de scăpare. Pe coridoare, creaturile se luptau între ele, ghidate de instincte primare și de cele mai întunecate impulsuri. Fiecare pas al ei era însoțit de zgomotul înfiorător al ghearelor și de țipetele de agonie ale celor transformați. În cele din urmă, a ajuns la o ieșire de urgență. Ușa grea de metal s-a deschis cu un zgomot sinistru, permițându-i să simtă vântul rece al Antarcticii. Privind spre stația de cercetare în flăcări, Dr. Petrova a privit întinderile nesfârșite de gheață. Alegerea ei era imposibilă. Să rămână și să se sacrifice pentru a distruge cu totul virusul sau să încerce să scape, riscând să răspândească infecția în lume. Într-o ultimă privire către stația de cercetare, a simțit cum frigul pătrunde și mai adânc în oasele ei.